Mi-au spus ăștia mici, Dorian, Shelly, băi, cum te trezești? Pac, camera pe tine. Nu o să o fac, clar. Dar plec la Cluj azi. Acum am trezit și plec la Cluj ca să vă aduc de Flori, bă, un tip extraordinar. După mintea mea, cel mai popular român pe care l-a avut România în ultimii mulți, mulți, mulți ani. Vreo 6 ore fac până la Cluj. Mă enervează Clujul pentru că e mult peste Timișoara, mult peste Timișoara, deși a avut o perioadă în care stătea, era cu frâna de mână trasă, anii 90-2000, mamă. După care au dat drumul la frâna de mână și s-a dus Clujul. 6 ore fac până acolo. Merită să-l vedeți pe omul ăsta. Spectaculos. De asta mi-am și deschis canalul ăsta de YouTube, nu? YouTube. YouTube ca să-l vedeți pe omul ăsta. Hai la Cluj. Am ieșit pe autostradă, București-Pitești. Mă rog, autostradă. E un drum cu două benzi plin de hârtoape. Autostrada asta s-a construit în 1967. 67 a fost prima construită în România. Nu că ar fi multe acum. 1967 și s-a terminat în 1972. După 90 s-au băgat milioane în reabilitarea ei, dar e tot praf. Ia uite, nu poți să, dacă vrei să pui o cafea pe bord sau un pahar cu apă, se varsă cu siguranță. Nici altele din Europa nu sunt mai bune, dar asta începe să fie praf. Ori de câte ori ajung pe Valea Oltului, mă opresc aici. Cozia, nu o ratez niciodată. Pe la 1300 a apărut mănăstirea asta și merită să vă opriți dacă aveți drum pe aici pe Valea Oltului. Să vă opriți câteva minute pe aici. km până la Cluj. Autostrada aia, celebră. Vai de capă-i. Gata, am ajuns. Cluj, da? Avram Iancu. Am ajuns la Cluj. O să vă arăt imediat cu cine ne întâlnim aici. Nu vă spun nimic deocamdată.